Rac și ascendent rac. Păi, Venus este într-un sector al comunicării, iar opoziția cu Neptun se petrece pe axa comunicării. Mercur va intra și el retrograd tot aici. Clar probleme de comunicare, dificultăți în dialogul cu cei din jur, neînțelegeri, confuzii, din nou, multă indecizie, lipsă de concentrare. Este o perioadă dificilă pentru cei care trebuie să învețe, care trebuie să dea un examen. Nu vă merge mintea cum erați voi obișnuiți, da? Adică ca și cum merge cu încetinitorul. Apoi, diferențe mari de viziune între voi și ceilalți. Și din cauza asta intrați în conflicte și stricați relații. Pentru că voi vedeți lucrurile într-un fel, ceilalți văd lucrurile altfel. Și de aici o să înceapă mare ceartă. Trebuie să aveți grijă la acte. Tot ce ține de zona de acte, hârtii, documente, chestiuni de contabilitate, deplasări, mare grijă la deplasări. Nu vă urcați la, nu știu, volanul unei mașini care nu este reparată, că lasă-mă că merge așa, că nu va merge așa. Și aveți grijă cum transmiteți mesajele, de la tonul pe care îl folosiți până la cuvinte. Pentru că știți că ce se întâmplă? Voi vorbiți, voi credeți că spuneți lucrurile corect, cum trebuie, dar persoana cealaltă le interpretează greșit și voi trebuie să vă asigurați că le-a înțeles cum trebuie. Sau discutați și voi înțelegeți greșit. Bă, aveți scurt circuit în raționament și nu înțelegeți în momentul ăla ce vi se spune și poate trebuie să ceea ce vă spune persoana respectivă în momentul ăla trebuie să faceți voi ceva și după aia să vă treziți că repercusiunile sunt urâte pentru că voi n-ați înțeles de fapt ce trebuia. Mai bine puneți de 10 ori o întrebare dacă nu înțelegeți ceva decât să, nu știu, de rușine sau de alte, din alte motive, să ziceți că lasă că am înțeles, văd eu ce fac, pentru că se poate greși. Deci, la fel, grijă la comunicare, grijă la deplasări, la acte, la decizii, nu luați mai bine decizii importante. Însă, țineți cont că Mercur retrograd aici vă ajută să renegociați ceva. Deci este foarte bun pentru zona de renegociere. Mai ales dacă, nu știu, ați discutat vreun contract sau ați avut o negociere în 21-26 august, vă ajută acum Mercur să puneți totul pe cap la cap, la punct, să fiți cumva și mulțumiți, mai ales dacă atunci nu ați fost. Bun, pe de altă parte, Soarele se mută în casa familiei. Este un tranzit care, de exemplu, dă spor, dă energie persoanelor care se ocupă de casă, vor să facă niște renovări în casă sau vor să își reamenajeze locuința sau vor să se mute. Vedeți, voi aici a retrogradat Mercur, deci până pe 23 septembrie Mercur este retrograd aici, deci probleme în dialogurile cu familia, zona asta poate fi mai dificilă, mai delicată, cu mai multe neînțelegeri. Și acum, venind Soarele aici, ieșind și Mercur din zona asta, parcă vedeți niște situații de familie sau poate chiar niște decizii pe care le-ați luat vis-a-vis de părinți sau împreună cu părinții, le vedeți altfel acum. Luminează zona asta și mai face ceva. Vă poate activa niște vulnerabilități emoționale, niște emoții, mai ales pentru persoanele care sunt ancorate mult în trecut. Racii de obicei sunt ancorați în trecut, da? Și Soarele poate trece, că e contextul ăsta unde a fost și Mercur retrograd și poate reactiva niște vulnerabilități. Și voi trebuie să vă dați seama dacă emoțiile astea sunt sănătoase sau sunt toxice. Pentru că dacă sunt toxice, eliberați-le, dați-le deoparte. În cazul unor nativi în care au existat discuții despre bunuri materiale, case, imobile, sau părinții le-au făcut niște reproșuri, vine Soarele și mai îmblânzește puțin situația aici, o mai încălzește, ca să spunem așa. Deci, cumva, să spunem că dacă aveți grijă la ce vorbiți și cum vorbiți și nu exagerați și nu vă certați,
Adică nu săriți la prima, când vă spune cealaltă persoană nu, nu săriți la ceartă, poate că reușiți să depășiți fără prea multe conflicte, să spunem așa, săptămâna aceasta.